Bună ziua și bună regăsire! Discutăm astăzi despre poziții ale unui obiect verticală, orizontală, oblică, în interior, în exterior. Săptămâna trecută, câțiva copii din clasa a doua au fost împreună cu părinții lor la grădina zoologică. Voi știți ce este o grădină zoologică? Explicați! Vă invit acum să observăm, pe baza imaginii, unde se află oamenii din imagini față de grădina zoologică. În ce poziție sunt așezate literele din cuvântul inscripționat zoo? În ce poziție se află liniile care compun acoperișul de la intrare? Observați grilajul din partea stângă. În ce poziții sunt așezate elementele lui? Ce fel de linii alcătuiesc panourile publicitare din fața grădinii zoologice? Observați poziția obiectelor din jurul vostru, apoi formulați propoziții cu următoarele cuvinte. Oblic, vertical, orizontal, exterior, interior. Vă invit acum să aplicăm aspectele discutate. Ridică brațele în poziție verticală. Desenează un caiet pe rețeaua de pătrățele, un rând cu linii verticale. Ridică acum brațele în poziție orizontală. Desenează în caiet pe rețeaua de pătrățele, un rând cu linii orizontale. Ridică brațele în poziție oblică. Desenează în caiet pe rețeaua de pătrățele un rând cu linii oblice. Bifează casetele din dreptul obiectelor situate în exterior. Aveți la îndemână fișe identice cu imaginile sugerate. Urs, frunze sunt variantele pentru prima imagine. Flori, gard sunt variantele pentru a doua imagine. Completează desenul după cum urmează. Două frunze în stânga și în dreapta imaginii, un gard din linii verticale și oblice în exteriorul imaginii, o rădăcină din linii la alegere în partea de jos a florii, soarele lângă frunza din dreapta ta, trei nori în interiorul cărora să desenezi linii orizontale. Îți mulțumesc pentru participare!